În mod evident este așa. Eu pot să vă spun că situația la Institutul Matei Balș, pe care o cunosc, este îngrijorătoare. Oamenii ajung să fie intubați chiar în zone unde nu sunt neapărat de terapie intensivă, pentru că au nevoie de asistență medicală. Unitatea de primiri urgențe este supraaglomerată și oamenii așteaptă un pat care să se elibereze. Totuși, aici eu am o remarcă de făcut. Noi ne găsim acum în situația în care, practic, secțiile de terapie intensivă alocate pacienților cu noul coronavirus sunt pline. Nu, probabil că ne apropiem de capacitatea maximă, iar cifrele ne arată că suntem la jumătate din numărul de cazuri care au fost înregistrate în noiembrie, când se atinsese de asemenea un astfel de vârf. Atunci aveam 10.000 de cazuri, acum suntem pe la 5.000 de cazuri. Ori asta mie îmi generează o preocupare, pentru că nu știm care e situația reală, de fapt, și doar vedem manifestările din punct de vedere al presiunii pe sistemul de sănătate, de asistență medicală, datorat unui număr foarte mare de cazuri. Deci probabil că situația este îngrijorătoare și în județele care aparent au un număr mai mic de cazuri. Și aici cred că Ministerul Sănătății ar putea să se mobilizeze măcar acum, în al 12-lea ceas. Discutăm asta de mai multe luni, că testarea este inegală între județe și așa mai departe. Ori nu cred că e suficient ca Ministerul Sănătății să publice aceste date, că nu e Ministerul Transparenței, este Ministerul Sănătății și trebuie să se ocupe nu numai cu comunicarea datelor, ci și cu niște acțiuni care să ducă la obținerea unor date care să fie cât mai apropiate de realitate, încât să știm ce avem de făcut. Știți Ăsta ce? este un palier. Da. Știți ce mă îngrijorează pe mine, domnule profesor? Faptul că noi știm de aproape o lună de zile că vine valul 3, că aceste noi tulpini britanică, sud-africană, braziliană sunt extrem de agresive, știam că se vor umple din nou spitalele și secțiile de anestezie terapie intensivă și noi nu am mărit până astăzi numărul de paturi ATI pentru COVID, au rămas tot cu 1300, sunt absolut toate pline și n-am pregătit nicio rezervă care să intre de ieri, spre exemplu, de câteva sute de paturi. Ministerul Sănătății are aceeași problemă imensă de reacție în fața acestei pandemii. Este în continuare cea mai slabă verigă a pandemiei în România. Este evident lucrul ăsta și culmea este că tot discutăm. A fost acea moțiune simplă, sigur nu vreau să aduc în zona politică discuția, dar a fost o moțiune simplă care trebuia să reprezinte măcar un semnal de alarmă, dacă vreți. Dom'le, trebuie să facem ceva. Și singurul lucru care s-a întâmplat a fost chestia cu transparența, care e foarte bună. Transparența trebuie să o avem, trebuie să cunoască lumea care e situația, dar dincolo de treaba asta, lucruri concrete legate de o gândire în ceea ce privește creșterea capacității de asistență medicală și de creșterea testelor, a testării în zonele care sunt deficitare, în mod evident, nu a existat. Acum vreau să vă spun ce cred eu că ar trebui făcut, pentru că noi nu să mai putem să facem ceea ce am făcut în anul trecut, adică tot să băgăm spitale care tratează exclusiv pacienți COVID, pentru că și ceilalți oameni care au diverse alte boli au dreptul să fie consultați, au dreptul să fie Corect. tratați, au dreptul să fie vindecați. Și dacă anul trecut era o situație în care, mă rog, datorită necunoașterii modului de evoluție acestei pandemii, personalul medical nu era vaccinat, acum personalul medical este vaccinat, deci este protejat împotriva bolii. În mod evident, gândirea trebuie să fie de creștere nu numai a paturilor de ATI, ci a paturilor care să trateze pacienți COVID în spitalele obișnuite, dacă vreți, dar trebuie să fie zise zone distincte, trebuie identificate toate spitalele care pot să aibă zone distincte de tratat pacienții Deci soluția de este ca transport. toate spitalele din România să aibă secții COVID bine izolate, bine controlate, în așa fel Exact, încât exact. capacitatea să Uitați-vă la crească. Spitalul Polentina, de lângă Matei Balș, ce se întâmplă de atâta timp. Sunt secții de elită în acest spital, de neurologie, de cardiologie, de gastroenterologie, și pacienții n-au acces, pentru că sunt pacienți COVID, dar pacienți COVID nu sunt suficienți încât să
acopere toate aceste secții ale spitalelor. Cred că trebuie organizat, gândit lucrul ăsta. Eu știu că se lucrează la Ministerul Sănătății la un astfel de document, dar nu înțeleg de ce întârzie. Păi întârzie că ei sunt preocupați cu atacuri informatice, au alte preocupări acum. Da, asta vă spun, că nu știu dacă asta e atribuția Ministerului Sănătății și a Ministrului Sănătății. Și mai e un lucru care cred că trebuie rezolvat. Așa cum domnul doctor Arafat a reușit o coordonare la nivel național în ceea ce privește pacienții care au nevoie de terapie intensivă, și un lucru foarte bun, la nivelul fiecărui județ, dacă există, să spunem, mai multe unități care tratează pacienții COVID, și acele unități trebuie coordonate la nivelul fiecărui județ. Adică trebuie să existe o structură județeană care să implice Direcția de Sănătate Publică, Consiliul Județean și reprezentanții spitalelor, care să coordoneze distribuirea, dacă vreți, a pacienților în interiorul unui județ. Nu mă refer la, neapărat la pacienții care au nevoie de terapie intensivă, care au nevoie de oxigen, de exemplu, încât să nu fie situații în care, datorită faptului că un spital e supraaglomerat, transferul către alte spitale din apropiere nu se întâmplă. Și cred că modelul ăsta la nivel național trebuie replicat cumva și la nivelul fiecărui județ. Domnule profesor, în concluzie, în următoarele două săptămâni, la ce ar trebui să ne așteptăm în România? Analiza dumneavoastră se bazează evident și pe datele pe care le aveți de aici din țară, dar și de la Organizația Mondială a Sănătății. Se bazează deja și pe observație, pe anumite concluzii pe care le-am tras în acest an, de când se desfășoară această pandemie. Când te afli într-o perioadă de creștere rapidă, nu pot să sper că se va cheia săptămâna viitoare, deci vor exista cu siguranță câteva săptămâni de creștere. Important este ca această creștere, care s-a dovedit să fie destul de rapidă, 20% săptămânal, atât a crescut boala, să fie frânată încât la un moment dat să putem să oprim această creștere, nu de dragul opririi creșterii, că nu asta e important, ci ca să putem să asigurăm asistență medicală tuturor celor care au nevoie. Mi-e foarte, foarte, foarte frică că în următoarele două săptămâni vom ajunge într-o situație mai puțin controlabilă în unele zone în ceea ce privește terapie intensivă. Și de asta vă spun că acea gândire legată de introducerea altor spitale, dar nu incorpore, ca să nu mai oferim asistență, adică, știți, salvăm oamenii de COVID și alte afecțiuni neoplazice sau alte boli, care, știu eu, broncopulmonare sau diabet sau alte lucruri de genul ăsta, se scapă de sub control. Adică trebuie să existe o integrare a serviciilor medicale încât toată lumea să poată să beneficieze de asistența medicală pe care o avem. Și încă un lucru pe care cred că ar trebui să avem în vedere și ar trebui Ministerul Sănătății să-l aibă în vedere este oboseala personalului medical care tratează pacienții COVID. Ei trebuie cumva eliberați nu prin altceva decât prin multiplicarea centrelor care tratează acest